Există câteva episoade scary în Scooby-Doo, iar azi vreau să vorbim despre aceste episoade. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că poți pulbera butonul de like și de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că vei avea ce să vezi pe aici. Comentariul zilei vine de la Ada Florentina Mionea, care zice: eu omor merele și place contentul tău. Foarte frumos, Ada, mă bucur că-ți place. Ia locul de la începutul clipului. Scooby-Doo este una dintre seriile acelea care are și episoade foarte scary, în special cele mai OG. Acum că este perioada Halloween-ului, chiar merge să te uiți la această serie. Episodul acela cu Catman este unul dintre cele mai scary overall așa din serie. În acest episod îl vedem pe Catman, care în timpul său liber își petrece timpul stând în preajma apartamentului mătușii lui Daphne. Episodul în sine este unul destul de scary, tocmai din acest motiv, și anume că villainul este un creeper destul de big în această serie. Da, au existat și episoade cu clovni în Scooby-Doo, iar în episodul Bedlam in the Big Top vedem un clovn interesant care hipnotizează personajele principale din serie. Acest episod este în evidență și prin modul cum a fost făcut. The Harum Scarum Sanatorium este practic un film de groază, reușind să creeze o atmosferă creepy overall, el folosindu-se de frică și de singură. Practic, gașca ajunge in the middle of nowhere și singura persoană la care poate apela este acest personaj dintr-un sanatoriu. În episodul The No-Faced Zombie Chase Case, vedem un villain destul de ciudat care seamănă foarte mult cu un zombie. Acest episod este în evidență prin atmosfera pe care o creează, dar și viteza neobișnuită pe care o are all in all. Episodul Nowhere to Hide este și el foarte scary din multe puncte de vedere. Vedem aici povestea unui ghoul care bântuie personajele. Villainul încearcă aici să scape de autorități ascunzându-se în mașina misterilor. Vedem așadar cum lucrurile în acest episod devin destul de serioase pe măsură ce te uiți la el. Mai sunt cu siguranță și alte episoade scary din Scooby-Doo, dar pe total seria asta este una care poate fi urmărită de Halloween și chiar creează așa un mood caracteristic acestei perioade. Iar dacă tot am vorbit despre Scooby-Doo azi, uite aici un clip în care zic ce se întâmplă în Velma, cel mai nou serial Scooby-Doo. Ia bagă un tip aici ca să vezi despre ce este vorba în această serie pentru adulți.